dar eu i-am tot cântat. Sărăsucii mi-ar fi de vorangic și să prășim și duzi pe colnic. Să cânt din nou la șezători cu una sau două viori, să stau mai mult între bătrâni, că ei sunt blânzi și buni. Vă mulțumesc foarte mult! Ia spune doamna Adela Petre, de exemplu. Pentru noi deja avem mama Adela, mama Veturia. Deja nu mai suntem atât de protocolari și sunt convinsă că în foarte scurt timp, pentru mine mama de la mama Veturia, pentru ea probabil că va fi bunica de la și bunica Veturia. Așa cum spuneam, suntem într-o familie mare și e bine că este așa. Vă mulțumesc încă o dată și venim la șezători. Și noi vă mulțumim și vă așteptăm, cum a spus și colegul meu, Nae, la șezătoare. Toți cei care doresc să participe la atelierele... Întotdeauna femeia trebuie să aibă ultimul cuvânt, după care o să las pe domnișoara cu ultimul cuvânt, dar eu vreau să mai subliniez un lucru pe care am uitat, nu că am uitat să-l spun, am omis acum pentru că am vrut să rămânem așa în câmpul discreției. Faptul că astăzi doamna Băsescu este alături de noi ne arată că, ce spunea mama Adela, că bucureștenii și nu numai bucureștenii, dar că și cei de foarte sus iubesc acest muzeu și îl iubesc tocmai pentru că noi aici conservăm ce are poporul român mai frumos și mai drag, adică rădăcini. Și vă așteptăm la atelierele de Olerit și de ce sunt. Să nu iei cu lapte, hai! Așa cum mama i-a făcut.